Și atât, bună ziua, dragilor, și bucă să ne-am creat microfonul mai, suntem de nou la treabă. Cu Ștefania, o din tema pentru acasă, Ștefania. Să zicem. Dar cum am văzut, și tema e despre e model pentru evaluare națională. Aha, ia să vedem. Mi se pare că așa să voi dați un test la sfârșitul anului. Da. Așa. Așa e, așa este. Da, te rog. Cercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. Trebuie să citim problema. Da. Ansamblul momentului care eroilor din Târgu Jiu este capodopera geniului creatorul uman. Singura lucrare de artă monumentală de amploare creată de Constantin Brâncuș, 19 februarie 1876 și 16 martie 1857 în România, este alcătuită din trei lucrări. Coloana fără sfârșit, coloana infinitului, poarta stăruitorului și masa tăcerii. Poarta stărâtului, poate. Da, părâtului, da. Da, poarta stărâtului. Menirea acestei capodopere a fost aceea de a comemora eroii Gorjeni, care s-au jertfit în primul război mondial. Pentru a răspunde de la cerințele 1-2, citește următorul text. Capodoperele ansamblului sunt situate de-a lungul artei de circulație, calea eroilor, având o lungime de 1,5 km, cu orientarea generală est-vest. Strada dreaptă leagă coloana de poartă și se extinde până la masa tăcerei din alea Scaurilor. Distanța dintre masă și poartă este 121 de metri, iar între poartă și coloană sunt 1154 de metri și trebuie să fie în atentă. Deci, practic, ne ocupăm cu povestea asta. Yeah. Deci, am o dreaptă pe care avem M, P, și C. Care e eroilor, am dat o lungime de 1,5 km, cu orientarea generală est-vest. Strada dreaptă leagă coloana de poartă și extind până la masa tăcerii prin alea Scaunelor. Distanța dintre masă și poartă este de 121 de metri. 121 metri. Iar între poartă și coloană, distanța este de 1154. 1154 metri. Care este distanța dintre poartă și coloană? Distanța de poartă și coloană egală cu? Din poartă și coloană e 1100... Păi, e de așa. 1154 de metri, nu? Da. Și sunt aici răspunsuri. A, 1,5 km, B, 1154, C, 121, D, 1275. Păi, B. Păi, B-ul este. Da. Da? Deci, acolo se cadrează B-ul. Da. Distanța dintre masă și coloană este egală cu masă și coloană. Masă și coloană, 121. Plus 1154. Că e masă, coloană. Da. Masă și coloană. Distanța dintre masă și coloană este egală cu 121 plus 1154. Da. 1275 metri. Este aici. 1275 este. Da. Pe
Pentru a spune la cerințele 3-4, citește următorul text. Partea săruturi a fost ambasată în octombrie 1937 și discutată în 1938. Ea are o lățime de 6,45 metri. Înălțimea este de 5,13 metri și grosimea de 1,69 metri. Monumentul întregirii neamului este compus din 2 stâlpi, fiecare stâlp alcătuit din alți 4 stâlpi puniți la partea de sus, cu o grindă. Sărbătorul înseamnă unirea. Cei 8 stâlpi reprezintă cele 8 regiuni care se alipiseră patriei mame, România. Cu câți centimetri este mai mică grosimea decât lățimea porții? Deci, iară lățimea de... Deci, lățimea... lățimea este 6,45 metri. Deci, lățimea e egal cu 6,45 metri. Înălțimea H egală cu 5 metri, 5,13 metri. 5,13 metri. Iar grosimea, grosimea este egal cu 1,69 metri. 1,69 metri. Dar mai era grosimea H? Grosimea ar fi o altă dimensiune. Deci ne închipuim că ar fi un paralipiped de aici. Lățimea, cealaltă dimensiune și înălțimea, H. Nota pe aici, nu zici la ei. Încă o dată. Această lucrare, poarta sărbătorii, ea arată cumva așa. Da? Poarta sărbătorii arată sub forma asta și iată. Asta așa vine poarta sărbătorii. Aici am doi stâlpi și sau pe cele două bucle. Da. Deci pe mijloc apar cele două bucle așa. La fel și partea asfaltă. Deci este un cer mal venit și diametru înseamnă cele două bucle care se trebuie la acolo. E bine, ea are lățimea de 6,45 metri. Lățimea de 6,45 metri. E lățimea de 5,13. Deci cred că lățimea, așa, uite, vezi? De aici până aici. Lățimea, porții, este de 6,45 metri. 6,45 metri. Înălțimea este, adică de la pământ și până aici, înălțimea este de 5,13 metri. Iar grosimea, trebuie să vezi așa că aici anumite grosime așa. Stâlpii aceia nu au dimensiunea asta și grosimea. De 1,69 metri. 1,69 metri. Deci 1,69 metri. Bun. Sărutul înseamnă unirea. Da? Acolo. Cei doi stâlpi reprezintă cele 8 regiuni
care se are biseră patriei mamă, România, cu cât centimetri este mai mică grosimea asta, în raport cu lățimea porții. Păi, cu lățimea? Da. Facem 6,45 minus 1. Așa, și vă transformăm în centimetri tot. Sau transformăm de la început în centimetri. Da. Și pe urmă scădem. Da. Și zicem, 6,45 metri, dar cum este centimetri? Cu 64,5 decimetri. Da. Și centimetri mai merge încă o dată de vârf. Da. Din 10 în 10, nu? Da. Deci face 6,45 centimetri. Da? Că după metru vine decimetru și după centimetru. Da. Și am stat vârf la data peste două. Și 1,69 metri. 1,69 metri. Centimetri. Și acum, dacă trai din mic și scădeam, deci face 3308
0,85 decimetri pătrați, da? Da. Deci egal cu 3000. Deci la mulțimea asta, area aceasta este 3308,85 decimetri pătrați. Spune că aceasta înseamnă de pe ori mai mult decât 40, de asta putem, de ce decimetri pătrați? Păi nu am lucrat în decimetri. Decimetru, decimetru, faci decimetru pătrat. Mari, da. Unități de măsură sunt din două dimensiuni. Da. Deci de ce ai unități de măsură pătrat? Le crești și descrezi din sută în sută aici. Mm-hmm. Așa. Deci 3308,85. Această valoare este de pe ori mai mare, de pe ori mai mare decât, este de pe ori mai mare decât 40,85. De mare decât, decât 40,85. Insistă. Deci 3308,85 decimetri pătrați este de pe ori mai mare decât 40,85. Păi și ca să aflăm, trebuie să împărțim? Așa, ca să vedem de câte ori e mare, împărțim pe ăsta, da, la celălalt, și vedem de câte ori scurim. Deci pentru asta o să împărțim pe 33,308,85, împărțim la 40. Așa, de 25. Și, deci e vorba de 3000. 4 în 33. Dar știi bine că avem împărțitorul cu virgulă. A, și înmulțim cu 100. Cu 100 acum, ca să scăpăm de împărțitor, da? Da, să avem un număr. Deci înmulțim mai întâi cu 100. Și să vă urodești treaba că și din partea, da, asta l-a de împărțit lucrurile se rezolvă. Și atunci o să devină 330.000, nu? 330.000, 80.000. Împărțim la 4.085. Să vedem ce merge. Merge ca 4 în 33. Așa. Adică de 7 ori. 7 ori 4, 28. Sau de 8. Nu, de 8. De 8 ori, de 8 ori 4, 32. De 8 ori 4, 32. Deci 8 ori 5, atenție, atenție, luăm, nu? Luăm câte 1, 2, 3, 4, chiar 5. Și începem înmulțirea de aici, la capăt, 8 ori 5, 40, atenție. 8 ori 5, 40. 0 și 4. 4. 8 ori 8, 64 și cu 5, 64. Și cu 4. 8 ori 5, 40 a fost. 0 și 4. Așa. 8 ori 5, 4 și 4? 8. 68. 68. 8 și 6. La fiind 0, putem putea dată 68. Da. Și 8 ori 4? 32. Merge aici, rămâne, hai că rămâne. 8. 0. 6 din 10. 2. 6 din 10. 4. 4. 1 și nimic. Nu mai este 1, că ne-am mutat. Da. Da, că am zis 6 din 10. 4, nimic. Și coborâm pe 5. Și merge... O dată. Și 4. 0,85. Și iată, zero acela este egal cu 81. Deci, este de pe ori mai mare, iar noi am aflat că zero egal cu 81.
Să arătăm că asta este pătrat perfect. 81. A, păi e nou la... La doua, sigur, deși nu e la nou la nou. Și cu asta am arătat și pătrat perfect terminat cu problema. Da, deci aici a vrut autorul, hai să vedem ce a vrut. Ce a vrut de la noi? Mai întâi acolo să adunăm cele două distanțe, da. Apoi cu poarta sărutului a precizat aici lățimea, înălțimea, grosimea și a dorit așa, transformarea în centimetri, diferența, aria cu cine este egală la îndreptând produsul celor două dimensiuni, da. În decimetri a vrut el, deci a trebuit să transformăm în decimetri și tu nu se mulțim. Da. Noi puteam să mulțim în metri, dar pe urmă trebuia să ne ducem la decimetri pătrați și acolo trebuie să-i descrezi din sută în sută. Așa că am făcut noi mai întâi transformările, că am făcut-o 10, de fapt aici putem la dreapta 10 și din face 10, 10 ori 10 face 100. Și am găsit că dimensiunea suprafeții de trunchiului respectiv ar fi 3.380 decimetri pătrați. Și asta înseamnă de pe ori mai mult. Ori ne-a obligat ca să găsim pe B, să facem o împărțire aceea, 3.380 la 4.085. Și aici a pus în parte. Dacă știm să mutăm virgula ca să facem acolo un... Să fie împărțitorul totdeauna număr întreg. Da. Ori, aici știm, vedem că avem 20 mari, mulțimea din mei cu 100. Adică mutăm virgula la dreapta peste două cifre, nu? Asta e ideea. Și în felul ăsta am găsit pe P și atunci arătați că P e pătrat perfect. Păi este că 81 e 9 la 9. Da. Să mergem mai departe. Să vedem altceva. Urmărește tu. Suntem la 5. Așa, tot te întreabă că zic probleme. Sau altceva. Iar după, acum suntem la coloana fără sfârșit. Așa. Coloana infinitului. Da. Să vedem ce ne spune despre coloana infinitului și ce vrea cu ocazia asta. Că de fapt vrea să ne verifice la niște operații. Vă gândesc eu, nu? Da. Deci, coloana fără sfârșit are o înălțime de 29,70 de metri. Este constituită din 16 module romboidale. Stop. Hai să vedem ce este înălțimea. Coloana infinită. 29,70. 29,70 metri. Este constituită din 16 module romboidale. 16 module romboidale. Da. Da. Adică este romb, mă vezi. Da, așa. Deci se vede acolo chiar în figură. Da, se vede. Fiecare având aceeași înălțime și se termină cu o jumătate de module. De 16. Deci 16 sunt puse una peste altă, da? Da. Și fiecare având aceeași înălțime. Așa. Și se termină. Deci 16, așa? De aceeași înălțime. De aceeași înălțime. Cele 16. Și se termină și cu o jumătate de module. Și pe urmă, o doime din modul. Urmează ultimul, da, este o doime din modul. Trebuie cred că care e înălțimea modului, nu? În figura de mai jos, coloana este reprezentată prin segmentul M0-M-J, cele 16 module prin segmente... Aici trebuie să desenez. Trebuie să desenez, nu? Da. Deci, coloana este reprezentată. El o vede dimensiunea asta de 29,70 cum că a făcută, nu așa, vertical. Da. Deci, hai să spunem.
ar fi M0, M0, apoi M1, M2 și așa M3. Te punem la deci, M0, M1, M2, M3, M4, puncte, puncte. Și mai departe. Oare pentru al 16-lea, la M cât mă voi opri eu? La M 16, nu? Păi pentru un singur modul la M1, al doilea modul M2 și acum, în sfârșit, M16. Iar M15 ar fi în față, da? Da. Bun. Și mai urmează o jumătate din modul. Adică nu exact aceeași distanță, ca mai înainte, nu? Ci jumătate din modul. Acesta e tot, jumătate cam atâta este. Deci urmează M17, care încheie al 17-lea modul, dar atenție, jumătate de asta. Arătați că M0, M5 egal cu M11, M16. M0, M5. M5. Adică distanța asta. M0, M5. Care înseamnă câte segmente de acestea? 6. 1, 2, 3, 4, 5 segmente. Este la fel de mare ca... Deci arătați că M0, M5, segmentul ăsta, închis, da? Este congruent cu segmentul M11, M16. M11, M16. Adică, câte segmente o să fie și aici? Păi acolo tot 5. Tot 5 segmente sunt. Că scădem din 16 pe 11, da? Din 16 scădem pe 11 și înseamnă exact 5 segmente. Deci, 5 prin 0 înseamnă 5 segmente. Și un 16 plus 11, iarăși 5 segmente. Și cum sunt de aceeași lungime, e clar că pe aici undeva se află M11 până la M16. Aici am același lungimea segmentului, pentru că sunt 5 segmente. Și la fel și în partea aceeași. Cum fiecare segment de aceeași lungime, e perfect adevărată treaba asta. Arătați asta. Și ce ne mai cere? Atât. Corona fără sfârșit. Dar de ce mi-a dat mie aici? Este constant de 16 moturi, rumboidal, de fiecare acum de aceeași înțeleg și se trebuie cu jumătate de motor. În fiecare figură mai sus corona este reprezentată prin segmentul M0, MJ, adică jumătate este mânși așa. De cele 16 moturi prin segmente concurente, egale, iar jumătatea e M16, MJ. Arătați ca asta. Nu vă rog, nu e nimic interesant. Altceva. Ce problemuțe mai ai tu? Păi... Deci, testul ăsta e ca temă, ai zis, nu? Da. Hai să vedem pe aici, testul 3, testul 1, n-ai vrea așa să facem aici? Nu știu, vreau să-mi explicați mai multe. Păi, eu îți propun să facem asta pe un test de evaluare concret, ca să vedem ce se vrea, nu? Hai să intrăm un pic la ceea ce trebuie înțeles foarte, foarte bine. Deocamdată nu sunt clare lucrurile acestea, când pui paranteze drepte, ce se întâmplă, până la... Mai înțeleg puțin, dar nu promit. Nu ești foarte... Nu ți-e foarte clar. Da. Uite, când vreau să reprezint un segment de pe o dreptă,
de fapt, este o, o bucățică din, din dreapta aceea. Da. Dreapta ce înseamnă? O mulțime de puncte, unul ca puse. Da. Și toate coliniate, hai să zicem, pe aceeași dreaptă tot. Da. Dreapta, dreapta, uite, așa pe rezultă. Asta este o dreaptă. Nu se, n-are început, nu are sfârșit. Da, niciodată. Și nici în partea stângă nu pot să spun de unde v-am vorbit. Da? Da. Dacă fixăm un punct la întâmplare pe dreaptă, da, atunci acest punct, să spunem O, împarte dreapta în două semidrepte. De la O în partea asta, și de la O în stânga în partea asta. Da. Ca să putem face precizare la care semidreaptă ne referim, îmi mai întrebi un punct. Să spunem A. Ca suport. Iar în partea asta, un punct de. Și acum vorbim de semidreapta O, A. În felul ăsta, O, A. Adică originea O și în partea dreaptă, ca O este în partea dreaptă, deci este ca O, A. Deci pleacă din nou și se duce prin punctul A. Deci spunem că două puncte distincte determină o dreaptă. În două puncte distincte trece o dreaptă și mai una, da? Și asta e o semidreaptă. Și tot așa devine și semidreapta OB. OB. Deci două semidrepte ale drepte respective. Hai să zicem dreapta, asta a fost dreapta A. Da, dreapta altă. Deci un singur punct în parte dreapta, două semidrepte, două bucăți. Da. O parte într-un sens și cealaltă opusă. Da? O A și O B. Dacă am făcut închis așa, e și cu punctul O, semidreapta. Dacă vei vedea scris O A, da? Sau O, B, e semidreaptă deschisă, fără punctul O, fără origine. Deci așa, scrierea asta înseamnă, aici e semidrepte, două semidrepte ale dreptei de drept, semidrepte închise. Semidrepte închise. Închise la un capăt. Dar la originea semidrepte. Închise în O, chiar în O. Aici sunt două semidrepte, ale dreptei de, dar deschise, fără punctul O. Deci când e o tot, nu-l luăm pe punctul O. Deci semidrepte deschise. Da? Semidrepte deschise. În clipa în care facem referire la segmentul OB, îl vom gândi în felul ăsta ca reprezentare. Deci am, iată, dacă zic așa, BO, BO, așa, mai BO, înseamnă lungimea segmentului. Deci dacă nu pun nimic așa, este vorba de lungimea segmentului. Prin scrierea asta. Iar prin B, O, așa cu segmente deschise, da, la capete, înseamnă segmentul deschis la ambele. Segment deschis la ambele capete. La ambele capete. Capete. Adică și fără O, și fără B. Da. Dacă scriu B-O așa, B-O, ce înțelegi tu așa? Că se pun segment. Este segment.
închis la stânga, deschis la dreapta. Adică dea și pe punctul B, dar pe urmă îl prinde. Da? Descrie segment, închis la stânga și deschis la dreapta. Așa trebuie să înțelegi. Iar dacă vei vedea scris B-O în felul ăsta, închis la dreapta, deschis la stânga, o să fie segment deschis la dreapta și... Nu, deschis la stânga. La stânga și închis la... închis la dreapta. Așa. Adică O este luat, dar B nu. Ne apropiem de B foarte, foarte mult, dar fără să nu știu pe B. Da. Asta va fi. Deci nimic de da? Iar dacă vei vedea scris așa, B, B, O, în felul ăsta scris, B, O. Atunci o să fie un segment închis. Închis ambele capete. Da. Segment închis la ambele capete. Segment închis la ambele capete. Ei, segmentul ăsta, fie în varianta asta, BO deschis. BO deschis, adică fără B și fără O. BO închis la stânga, adică B minus toate punctele. Toate punctele la B până la O, dar și cu B. Fără O este varianta de aici. BO închis la dreapta, deschis la stânga și în ambele capete. Bun. Hai să ne închipuim când am luat pe O, B și O, A de aceeași lungime. Să ne închipuim că am luat în segmentul ăsta. Da. Cum scrim că segmentul pe O și O, A au aceeași lungime? B, O și O, A au aceeași lungime. Scriem B, O, pur și simplu așa, fără să puni segmentul la capăt. Plus O, A. Nu, egal cu O, A. Segmentul BO e egal cu OA. Descriem, deci faptul BO egal cu OA, scrierea asta, da, înseamnă cele două segmente au aceeași lungime. Cele două segmente au aceeași lungime. Dar putem scrie și OA egal cu... Sigur că da, și o oaie ca pe o bea și nu are importanță care e membru stâng și care e membru drept. De fapt, e calitatea se citește și din stânga spre dreapta și dreapta spre stânga. Deci, iată că am planificat ce înseamnă lungimea segmentelor. Deci, dacă îi măsor cu limba, distanța asta să fie ca cu distanța asta, da? Adică O e în mijlocul lui... O ar fi în mijlocul lui A, B, cum e în desenul nostru, da? Dar eu pot să iau și așa. Pot să iau aici M, M. Da, M, M. Și P, Q. Pot să zic și așa. M, M și P, Q. Deci pot să gândesc și eu o chestie de asta. Da. M, M are aceeași lungime cu P, Q. Da. Deci pot să scriu că M, 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 M. Egal cu P, Q. În paranteză, spui, au aceeași lungime. Măsura pe urică, asta au. Unitatea de măsură îmi indică aceeași lungime. Da. Bun. Nu mai pot să spun că segmentul EM e egal cu segmentul PQ. Deci dacă vreau să scriu EM închis, segmentul EM închis, e egal cu segmentul PQ închis, e o greșeală. E mie înseamnă mulțimii de puncte, și pe ăsta o trafă cu primul dator. Da. Și pe care înseamnă alte mulțimii de puncte ale dreptei. Da. Deci nu mai sunt egale. Nu-i bine să spun că sunt egale. Și atunci voi spune concurent. Deci spun trei liniuțe. Da. E mie concurent cu pentru și scrie în paranteză. Două segmente diferite, de pe zone diferite, două segmente de zone diferite, se spune că sunt congruente, dar
aceeași lungime. Da? Dacă au aceeași lungime. Deci, când spune segmentul IML congruent cu PQ, în mintea mea este echivalent cu a spune că IML egal cu PQ. Adică lungimea lui IML egală cu lungimea lui PQ. Asta trebuie să spună faptul că IML congruent cu PQ. Dar de ce, repet, de ce nu se spune IML egal cu PQ și atât a fost? Ei, comparăm segmentul ăsta cu segmentul ăsta, dar aici sunt puncte diferite de pe porțiunea asta față de punctul din partea asta. Din plan sau de pe dreapta, alte puncte luate aici. Și alte puncte sunt în partea aceeași. Două mulțimi, nu le pot spune că sunt egale așa cum știam noi de bașul. Și atunci despre segmentele acestea care delimitează punctele de aici, zona asta și cealaltă pe gândul altă zonă, spunem că segmentele sunt congruente. Dar el au ca traducere că au aceeași lungime. Yeah. Punând ripla așa măsurând, lungimea asta e egală cu lungimea asta. Deci noutatea este că pentru lungime folosim scrierea fără paranteză, fără nimic, iar pentru mulțimea de puncte pe care o avem în vedere, folosim simbolul de scriere așa. B-O, adică toate punctele la B la O, fără capetele B și O, de la B la O, dar inclusiv punctul B, de la B la O, dar fără B și în sfârșit cu O, iar prin B-O la ambele capete, înseamnă toate punctele între B și O și cu capetele lor. Da? Și dacă așa am stabilit că prin desenul ăsta, prin folosind parantezele, înseamnă o mulțime de puncte, spune că mulțimea aceea este congruentă cu mulțimea cealaltă. Nu putem spune că e egală mulțimea asta, că mulțimea asta are niște puncte din zona asta. Pentru că cealaltă are alte puncte. Și când două mulțimi sunt egale, din ce știm noi categorii? Două mulțimi sunt egale când au aceleași puncte. Deci dacă spune mulțimea A mare egală cu 2, 3, 4 și B mare egal cu 2, 4, 3, atunci putem spune că A egal cu B. Dar, deci de aici rezultă că A egal cu B. Dacă însă A se compune din egal cu mulțimea 2, 3, 4, iar B egal cu mulțimea 7, 9, 5, mai sunt ele egale? Nu. Unul singur dacă nu este, nu? Unul singur dacă nu e ambele mulțimi, atunci nu mai sunt egale. Și atunci nu pot spune că mulțimea A, deci A, e diferit de B. Și noi suntem chiar în situația asta, când zice mie, mie, prin mie, mie, înțelegem așa, prin scrierea asta. Între paranteze, înțelegem toate punctele de la R, deci plecăm cu M, și de câte punct până la R, R. Da? De la R, puncte, puncte până la R. Iar când spun PQ, PQ, așa scris, înseamnă că vrem de la P, de la P și de câte punct până la R. Păi, cele două mulțimi mai sunt egale? Nu. Nu. Pentru că astea au niște puncte diferite, au unor puncte, puncte, da? Astea au puncte, puncte, Q. Adică mulțimea A de aici nu e egală cu mulțimea B. Și atunci îmi permit să spun despre cele două că mână este congruent cu nu pot să spun că sunt egale în simile câte vreme ele au elemente diferite. Dar la ce se referă, de fapt, congruența asta? Se referă la faptul că măsurându-le, lungimile lor sunt egale. Deci, asta înseamnă că mână egal cu vechiul. Deci, congruența a două segmente,
presupune că cele două servite să aibă aceeași lungime, da? Bun, și acum, după ce ți-am spus segment închis, deschis, toată povestea asta, hai să vedem acum ce ar însemna, să spunem, probleme de geometrie pe care le întâlnim, suntem la început, problemuțe destul de simple. Deci eu să iau din manual și să vedem cum am mai gândit la probleme. Da? Deci ai înțeles segment închis, deschis, da? Închis, adică și capătul, cu paranteză dreaptă, deschis, fără capătul acela. Ai înțeles ce înseamnă lungimea două segmente, adică dacă le măsori, puritea de măsuri, să fie același, nu? Același număr de unități de măsură și la una și la cealaltă, dacă cu centimetru, dacă nu știu ce măsură de acolo, are șapte, una să aibă șapte cealaltă. Iar când ne referim ca mulțimi, cele două pot să spun că sunt egale, că au zone diferite, atunci spune că sunt congruente. Noțiunea de congruență se referă la exactitatea mulțimilor respective. Ia să vedem o mică problemă. Pe dreapta se iau în ordine punctele A1, A2, A3 până la A200. Deci pe o dreapta se iau în ordine punctele A1, A2, A3 și mai departe până la A. A, cât a zis A, 200. A, 200. Nu sunt egale. A1, A2 are 4 cm. Deci A1, A2 are 4 cm. A2, A3, A2, A3 are 8 cm. Vezi, al doilea este de câte ori mai mare decât primul? De 4. Nu, de 2 ori. Da, de 2 ori. Că ăsta dacă are 4, da. Ăsta la pare 8, nu? Adică ar fi o dată și o dată, aici vine. Al doilea, da? Are, e dublul, așa spunea. Da, e păi dublul lui 4? De 2 ori 4? 16. De 2 ori 4, 8? Da, ăla e 8 și următorul e 16. A, așa, să vedem și cum este. Deci ăsta este 8 centimetri. Următorul este, spune autorul, 12. Adică, dacă e 12, i s-a mai adăugat încă un segment la lungimea asta. Da. Deci nu se dublează cum s-a întâmplat aici, ci se adaugă încă un 4. Da. Deci a treia, a patra ar fi 1, 2, 3. Ăsta este al 4-lea și distanța asta este de 12 cm. Să vedem ce ne întreabă autorul. Care va fi distanța dintre, hai să zic eu, să trebuie acum, A7 și A8. A7 și A8. Care ar fi distanța? Că vezi, prima este de 4, cealaltă la, asta se mai pune încă unul, încă un 4, la fosta distanță, încă un 4, care ar fi distanța, am spus eu, A6, nu, A7, A8. Cât de mare este asta? Păi calculăm. A4, A5. A4, A5, cât ar fi?
I s-a mai pune în gât, în plus, rețeta de pornire. 4. Încă 4. Și vine 16. Deci a 4, a 5. Deci a 1, a 2, a fost până de desubt, a 1, a 2, 4. A 2, a 4 centimetri, a 2, a 3. Virgulă, da. A 2, a 3. E 8 centimetri. 8 centimetri. A 3, a 3, a 4 este 12 cm. A 4, a 5, este 16 cm. A 5 este 16 cm. A 2. A 6. A 5, a 6. Că de la 5 am rămas, am mai la 5, a 6, vedeți, plătim un lucru. A 3, a 4, am rămas la 4. Următorul e a 4, a 5. Și acum a 5, a 6. Da. Deci a 5, a 6 va fi 20. 20. I-am mai dat cu 16 încă un 4. Da. Iar a 6. A 6. A 7. A 7. Are lungimea? De 24. De 24 centimetri. Iar a 7, a 8. Sigur că da, a 7, a 8. Este 28. Face 28. Încep să înțeleg că a 6, care e originea, da, îmi indică 6 ori 4, 24. Da. A 5, care e originea segmentului, 5 ori 4. 20, a 4, 16, a 3, 3 ori 4, 12, a 2, 2 ori 4, 8, și a 1, îi 4, da? Da. Întrebarea este cât ar să fie lungimea lucrurilor, puncte, puncte, a 20, a 21. A 20, a 21. Păi ar veni 4 ori 20. Sigur că da. 4 ori 20 egal 80 cm. Și acum mai departe, care va fi lungimea a 199, a 200. A 199, a 200. Va fi 199 ori 4. Deci, 199, segmentul ăsta va fi 199 ori 4, care face 49. 33, 4 ori 9, 36 și cu 3, 39. Da. 3, 4 ori 4 și cu 36. 796 cm este lungimea ultimului segment. Da. Deci e o problemă. A trebuit să descoperi autorul de cele de dată, care este lungimea lui A129, A200. Ori n-am putut. Deci n-am putut să ne dăm seama așa deodată. Avem prea multe experiențe și am încercat acum să descoperim care a fost tehnica de lucru pentru a ști segmentul acesta ultim. Acum, hai să vedem care este lungimea de la A1 la A200. Deci A1, A200 egal cu veți. A1, A200. A400. De ce ai spus 400? Care a fost motivul? Păi era și A200 acolo și... Hai să vedem cât ar fi la 1 la 3, să o luăm ușor. Distanța de la 1 la 3. Le adunăm... 4, 8. Nu? Da. Da. Care ar fi distanța 1 la 4? Păi vine 12, 12, 24. Deci 4 plus 8 plus 12. Și care ar fi distanța de la 1 până la A200? Păi vine
Deci, a 1, 2, 200, iar fiecare cu 4, plus 8, plus 12, plus 16, plus 18, plus cât era 9? 796. Și acum avem o sumă Gauss. Sigur că da, este o sumă Gauss. Trebuie să aflăm numărul de termeni. Așa. Pentru a afla numărul de termeni. Facem 796 minus 4. Da. Ori rația. Deci 796 minus 4. Primul, ultimul minus primul. Împărțim totul. Împărțim totul la numărul de termeni. Nu. La rație. La rație. Și rația e 4. Exact. Plus 1. Plus 1. Asta este numărul de fără. Da. Numărul de fără. Nu da? Da. Este 706 plus 4, împărțit la 4, plus 1 și egal cu? 792 împărțit la 4. 792 împărțit la 4 plus 1. Care face este? 4 plus 7 merge odată. 4 rămâne 39, 4 în 39 de 9 ori 37, da. Rămâne 2. Nu, 3 rămâne. E, da, 3. 3 și cu 2, 3 și cu 2, 8. 198 plus 1, care face 199 termeni, da? Da. Și acum, suma sau egal cu 790. Suma sau lungimea a 1 a 200. Așa se numește un segment, așa se numește. Este egal cu 796 plus 4. Primul plus ultimul, da, 796 plus 4. Ori cât se numește? 199. Perfect. Supra 2. Supra 2. Deci primul plus ultimul, oricât suntei, totul supra 2. Da. Și facem, iată să vedem, 796 și cu 4. 10. Da. 10. 800. Deci egal cu 100. Ori 199. Da. Supra 2. Simplificăm prin 2. Și facem 400 ori. 199. Adică ar să fie? O să fie 20 ori la sfârșit, fiind cu 100. Da. Și vine 4, 9, 3, 6. 4, 6, 3. Da. 4, 9, 4, 36 și cu 3, 38. Alo? A, nu s-a terminat bateria. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc frumos. Să se aude. Să se aude. Și trebuie să schimbăm bateriile. De ce nu mai s-au desolat. Deci finalul este că avem acolo la mulțime. Era 4 ori 3, 6. Și era 3. Vine 39. Ia să vedem. Deci este terminat.